Vă salut și bine ați venit pe canalul Cărțile ne învață. Astăzi vom citi câteva fragmente din cartea Secretele întregii vieți, scrisă de Elena Iuliana Neagu și John Iorgos. Vom citi despre legea detașării. Abandonează nevoia de a fi în control și lasă magia creatoare a Universului să curgă liber prin viața ta. Această lege a Universului spune așa: pentru ca dorința ta să devină realitate, pentru ca tu să obții ceea ce îți dorești, trebuie să te detașezi de rezultat. Este un mare adevăr pe care îl găsim în toate învățăturile. Dar ce înseamnă asta cu adevărat? Înseamnă oare ca imediat ce ai lansat dorința să uiți de ea, să o ignori și să-ți vezi de treaba ta fără să faci nimic? Nu. Nu înseamnă asta. Înseamnă să renunți la control. Să renunți la astfel de întrebări pe care ți le pui. Oare cum se va împlini dorința mea? Oare când se va îndeplini ea? Dar oare se va îndeplini vreodată? Și să-i permiți Universului să preia controlul. Să te detașezi nu e același lucru cu a renunța la alegerile tale. Din contră, înseamnă să te simți atât de calm și de sigur că dorințele tale se vor îndeplini, că nu mai trebuie să te îngrijorezi pentru ele. Când ești detașat, te simți mai puternic, mai determinat. Ai claritate mai mare a gândurilor, pentru că știi că cineva, acolo sus, are grijă de tine și face ca lucrurile să se întâmple pentru tine. A te detașa înseamnă să te eliberezi de frică și îndoială, care vine la pachet cu dorința ta. Pur și simplu înseamnă că nu mai ești obsedat după acel lucru. Îl eliberezi în univers și lași divinitatea să preia controlul și să se ocupe de restul. Lași divinitatea să se ocupe de cum și când, iar tu nu faci decât să pompezi energie pozitivă și acțiune prosperată cu încredere în această direcție a împlinirii dorinței tale. Atașamentul de un rezultat și nevoia de control vine dintr-o frică și nesiguranță că este posibil ca lucrurile să nu se întâmple așa cum vrei tu sau așa cum ai plănuit. E normal. Dacă tu ești o persoană care nu știe cum funcționează legile, care nu știe că este protejat de divinitate, că a venit aici să creeze împreună cu ea, împreună cu spiritul la tot creator, te simți singur, anxios, fricos, îngrijorat. Asta înseamnă că este garantat că toate dorințele tale să devină realitate? Nu. Înseamnă că lucrurile se vor întâmpla așa cum ai plănuit de fiecare dată când ești detașat? Nu. Doar ceea ce simți cu adevărat din sufletul tău, că îți dorești și doar ceea ce ai nevoie, este garantat că vei primi. Iar în legătură cu modalitatea prin care se vor îndeplini dorințele, vei înțelege imediat de ce nu se întâmplă lucrurile de fiecare dată așa cum ai plănuit. Ești trist? Nu fi, pentru că vei înțelege imediat de ce este perfect așa cum este. Detașarea este cel mai ușor lucru de îndeplinit. Bineînțeles, tocmai pentru că suntem atât de condiționați, ar trebui să facem totul să se întâmple așa cum trebuie noi că ar trebui. Dar care crezi că e unul dintre motivele principale pentru care așa de mulți oameni ieșuiază în a-și îndeplini dorințele? Exact acestea. Pentru că nu sunt capabili să se detașeze de rezultat, odată ce a fost făcută cererea. De ce trebuie să fii detașat? Uneori dorim ceva atât de mult, încât fără să vrem, ne atașăm foarte tare de acel rezultat, de împlinirea acelei dorințe. Vrem cu orice preț să se îndeplinească. Și numai ideea că vrem și că nu avem acel ceva în acest moment este atât de puternică încât facem o obsesie pentru ea.
Și ce face această obsesie? Ne cauzează îndoială și griji. Și ce fel de emoții sunt acestea? Negative. Ce fac emoțiile negative? Creează blocaje și nu dau voie spiritului, autocreator, Dumnezeului, să lucreze cu noi și prin noi. Și ce crezi că se întâmplă? Dorințele care, în mod natural, trebuiau să fie îndeplinite, ajung să rămână doar niște vise. Cu cât ești mai detașat, cu atât îi permiți mai mult divinității să se manifeste și să lucreze prin tine. Și cu atât mai repede dorințele tale se vor îndeplini, pentru că vei fi conectat la frecvența energetică potrivită, la frecvența energetică a divinității. Și aceasta va putea aduce către tine ideile, oamenii, situațiile, întâmplările care să te ajute la îndeplinirea dorinței tale. Atunci când devii detașat și relaxat, starea de îndoială și frică se transformă în pace și certitudine. Aceasta este starea care permite vieții să curgă. Asta este starea în care dorințele tale se transformă în alegeri. Sufletul știe întotdeauna ce am nevoie și ce e mai bine pentru mine. De aceea îmi voi reaminti tot timpul că există două posibilități. 1. Să mă ajute să îmi îndeplinesc dorința pe care o am, dar atenție, doar atunci când merit, când am nevoie cu adevărat, adică la momentul potrivit. Acest moment nu este când decid eu, ci când decide El, Dumnezeu, care de fapt sunt tot eu, iar dacă mă supăr, înseamnă că nu înțeleg în totalitatea asta. Sau îmi va da ceva mai bun. De aceea, de fiecare dată când lansezi o dorință, trebuie să spui: îmi doresc asta sau ceva mai bun. Sau îmi doresc asta în scopul împlinirii binelui meu suprem și a celor din jur și în același timp facă-se voia ta, Doamne. Sau cedezi divinității controlul pe care mintea mea vrea să-l dețină. Această detașare totală te deschide către experiențe și evenimente de o infinitate de multe ori mai benefice și totodată evolutive pentru tine. Creatorul permite să se întâmple doar lucrurile care trebuie să se întâmple și astfel ar trebui să lăsăm totul pe seama lui. Ce se întâmplă când nu ești detașat? Când lansezi o dorință în univers, dar în același timp ești atașat de rezultat, ceea ce se întâmplă este că undeva acolo, în ascuns, îți este teamă de un rezultat negativ. Acest gând care, la început, nu are o putere atât de mare, cu timpul devine din ce în ce mai puternic în mintea ta, până când ajunge foarte ușor de crezut. Și aceasta este momentul când te-ai mutat de pe frecvență. În acest moment, tu opui rezistență și această rezistență, practic, va bloca oportunitățile ce vor veni în viața ta, pentru că, așa cum am spus mereu, nu atragem neapărat ceea ce vrem sau credem că vrem, în mod conștient, dar mereu primim conform cu ceea ce suntem pe interior. Posibilitatea aceasta am lămurit-o. Hai să vedem ce altceva se mai poate întâmpla atunci când nu ești detașat. Să presupunem că aștepți să se întâmple ceva sau vrei ca un anumit drum să-ți apară în viață de ceva vreme. Dar nu ești detașat. Ești tensionat și îngrijorat. Ceea ce faci tu în acest moment este să îi spui divinității că tu vrei lucrurile să se întâmple exact așa cum ai plănuit tu și nu ești deschis la alte posibilități prin care dorința ta se poate îndeplini. Practic, ești orb la alte posibilități pe care nu le vezi sau nici nu-ți trec prin cap că ar putea exista. Tu vrei să-ți apară în viață exact acest drum, exact ce ai plănuit tu să ți se întâmple, dar te-ai gândit, poate, că divinitatea știe mai bine ca tine ce ai nevoie. Te-ai gândit, poate, că
ea îți poate aduce o oportunitate și mai bună, ceva și mai măreț. Cum îți dai seama că nu ești detașat? De fiecare dată când apar gânduri, emoții sau situații de genul. Un sentiment de panică, îngrijorare, îndoială sau frică referitor la viitor. Sau sunt foarte îngrijorat cu privire la cum se va întâmpla, când sau dacă se va întâmpla, o stare interioară de nesiguranță și iarăși tensiune. Mă simt nerăbdător și mă enervez că nu se întâmplă să apară odată ceea ce îmi doresc. O senzație că timpul trece foarte greu, pentru că oamenii pe care îi întâlnesc au ceva cu mine și parcă se opun dorinței mele. Atunci când apar gânduri precum, păi nu se întâmplă încă, pentru că nu sunt suficient de bun, poate că Dumnezeu nu vrea să se întâmple asta sau poate legea atracției nu merge. Când te chinui prea tare sau depui eforturi excesive, fie că sunt fizice sau mentale, ca să creezi rezultatul dorit. Sau simți orice emoție negativă legată de îndeplinirea dorinței tale. Și drept urmare apar tot felul de scenarii negative. Cum să mă detașez? Presupunând că ai lansat dorința și ai setat intenția corect, pentru că ai învățat cum să faci când am vorbit în legea intenției, hai să vedem cum ne asigurăm că respectăm legea detașării. Ai credință, încredere în lumea nevăzută. Credința adevărată înseamnă să te relaxezi, știind că dorința, alegerea ta, este deja manifestată acolo sus și că doar urmează să se coboare. Este esențial să ai convingerea că întotdeauna Universul vrea ce e mai bun pentru tine, că Divinitatea plănuiește continuu să-ți ofere tot ceea ce îți dorești. Când afirmăm că trebuie să ai convingerile acestea, nu vrem să spunem că trebuie să le ai doar la nivel de minte, intelectual, ci să le cobori în inimă, să le simți cu toată ființa ta, că fac parte din fiecare celulă. Asta e capcana multor care cred că au credință, dar ei nu o au la nivel de inimă. O au doar la nivel de minte și evident că lucrurile pentru ei nu funcționează cum ar trebui. Atunci când ai cu adevărat credință, tu comunici divinității următorul mesaj. Știu că ceea ce îmi doresc vine la mine. Am încredere completă că o să-mi fie oferit în cel mai perfect mod posibil și la timpul potrivit. Și cu cât ai încredere mai multă, cu atât mai multe dintre dorințele tale devin realitate. Și apoi, asta doar îți crește încrederea mai mult și mai mult și intri într-o zonă pe care oamenii o numesc miracol. Dar în realitate nu este miracol, este doar legea care funcționează prin tine și pentru tine. Așadar, permite-ți să crezi și să vezi cum miracolele se întâmplă în viața ta. Totul ține de încrederea pe care o ai, să crezi că Universul a stabilit deja toate evenimentele și că doar urmează ca ele să se coboare. Sensul încrederii este să te bazezi pe spirit în totalitate. Când știi că spiritul îți va da ce ai nevoie pentru a evolua, nu neapărat ce vrei, atunci poți învăța să faci munca ce ți se cere să fie făcută și să mergi mai departe. Rezultatele se vor împlini de la sine. Când te detașezi de rezultat, vei simți instant cum îndoiala și frica se transformă într-o senzație adâncă de cunoaștere și certitudine. Aceasta este credința. Credința este calea spre detașarea adevărată. Credința este dovada invizibilului. Simte ca și cum acel ceva este deja în viața ta. De cele mai multe ori, noi gândim așa.
Când voi avea acel lucru în viața mea, casă, mașină, iubit, vacanță, afacere, bani, atunci voi fi fericit. Ei bine, exact asta ne separă de lucrurile pe care ne le dorim. De ce? Pentru că există riscul să simți o emoție negativă de lipsă, de frustrare sau că nu le ai acum în viața ta. Prin urmare, în acest moment nu ești fericit pentru că în viața ta nu există aceste lucruri. Ce trebuie să faci? Să gândești total invers. Aici e secretul. Întreabă-te așa. Cum m-aș simți dacă aș avea acest lucru în viața mea acum? Entuziasmat? Bingo! Asta e emoția pe care trebuie să o cauți. Asta este emoția pe care vrei să o transmiți la pachet cu dorința ta atunci când o lansezi în univers. Asta este emoția pe care trebuie să o menții de fiecare dată când te gândești la dorința ta. Se întâmplă să mai simți din când în când îndoială, grijă, frică? Nu este absolut nicio problemă. Ideea este să nu stai acolo. Ți-ai dat seama? Schimbă gândul, schimbă emoția, adun crederea, adu-ți aminte ce ai învățat astăzi. Luptă-te cu obișnuința din interiorul tău care ți-a fost implementată. Aceea că o să te simți fericit odată ce ai acele lucruri. Fă acest exercițiu iar și iar, până când devine una cu tine, până când devine noul tău tipar, noul tău mod de a gândi și a simți. Simte fericirea acum, simte acea bucurie, acel extaz, pentru că trebuie să te amintești că dragostea, fericirea și pacea sunt cele mai înalte vibrații energetice și prin acele vibrații vei atrage mai multe experiențe care sunt alienate cu acea dragoste, veselie și fericire. Fă loc acelui lucru pe care ți-l dorești să vină în viața ta. În loc să te îngrijorezi cu privire la modul cum se vor îndeplini dorințele, acționează exact invers. Pregătește-te pentru sosirea lor. Învață să ai preferințe. Învață să nu fii rigid. Fii deschis la toate posibilitățile. Majoritatea dintre noi, când ne dorim ceva anume, ne facem un plan exact despre modul în care putem să-l obținem. Aici apare o problemă care ne duce la încălcarea legii. Nu planul în sine este problema, ci să-ți faci planuri, poți să-ți faci planuri câte vrei. Chiar este indicat să faci acest lucru. Ideea este să nu fii atașat de ele. Să faci tot posibilul să nu fii obsedat de control. Adică să nu fii căpos și să spui: eu așa vreau să se întâmple, că știu eu că așa e mai bine, că așa trebuie. Să nu fii fixist, adică să nu spui: eu vreau mai mulți bani și mă aștept să mi se dubleze salariul. Nu, nici de cum. O gândire sănătoasă este: eu vreau mai mulți bani, Doamne ajută-mă, ghidează-mă, eu sunt deschis la orice variantă, indiferent de calea prin care vrei să o faci, pentru că știu că întotdeauna o faci pentru binele meu suprem, evident, eu voi face tot ce ține de mine. În varianta asta îi ofer divinității posibilitatea de a-ți trimite ceea ce-ți dorești în diferite moduri, nu numai prin dublarea salariului. Dublarea salariului este metoda unică pe care mintea ta o consideră posibilă. A te deschide către nou înseamnă a fi deschis către modalități pe care nici în minte, nici în cele mai complicate scenarii în ale tale nu le prevezi. Poate fi o schimbare de job, o oportunitate de afaceri și așa mai departe. Această nevoie de a fi în control asupra modului în care vrei să se întâmple lucrurile vine din impresia că știi care este cel mai bun rezultat. Dă-mi voie să-ți spun că nimeni nu știe, nici noi, nici tu, nici nimeni. Cel mult pentru putem avea o bănuială, atât.
Suntem fii de Dumnezeu și chiar dacă avem propriile noastre idei despre cum ar trebui lucrurile făcute și în ce ordine anume, Marele Creator știe mai bine ca noi. De multe ori, soluția sau rezultatul pe care creația l-are pentru noi este mult mai bun decât ceea ce noi am crezut sau visat vreodată că este posibil. De ce? Este atât de simplu. Pentru că noi nu deținem toate informațiile așa cum le deține divinitatea și nu putem calcula toate căile, toate posibilitățile. Atunci când ai o preferință, când lucrurile nu se desfășoară așa cum ai plănuit, poate că pe moment ești dezamăgit, dar imediat te ridici la loc, pentru că știi cum funcționează legea. Știi că dacă nu s-a întâmplat așa cum ai plănuit, înseamnă că ți se pregătește ceva mai bun. O altă cale, un alt drum. Având preferințe, în loc de planuri rigide, făcute cu încăpățânare, te redresezi imediat când varianta pe care o aveai în cap eșuează. Astfel, legea detașării nu intervine în stabilirea obiectivelor tale. Obiectivul, scopul tău, este același, dar posibilitățile prin care ajungi la împlinirea lui sunt nenumărate. Atunci când pășești în necunoscut și ești deschis la orice posibilitate apare în cale, poți schimba direcția în orice moment. Găsești un ideal mai înalt sau altceva pentru care merită să lupți. O ușă pare închisă, dar se deschide alta. Ceea ce vrei poate mereu veni într-o altă formă. Dumnezeu niciodată nu închide o ușă fără să ne deschidă o alta, deci trebuie să rămânem vigileți ca să vedem ce oportunități noi ne aduce viața. Când tu lași pe Dumnezeu să se manifeste prin tine, lucrarea pe care o ai de înfăptuit se împlinește fără efort, blocaje sau piedici. Dumnezeu pregătește situația pentru tine când nu ești în ea, astfel încât, atunci când ajungi în acea situație, experimentezi binecuvântări. Imaginează-ți că ai găsit un loc de muncă pe care l-ai căutat mult timp. Pare că este slujba pe care o vrei și pare că norocul a bătut la ușa ta. Treci de fiecare interviu, afli că ești angajat, dar peste o zi primești un telefon. S-au răzgândit, au ales să angajeze pe altcineva. Dacă nu ești detașat, atunci intri în panică și nu ai încredere că o altă oportunitate, cea potrivită pentru tine, este pe drum. Și ce să vezi? Ea va întârzia să apară. Ține minte, ce e al tău e pus deoparte. Faci toate acestea și încă întâlnești blocaje? Înțelege acest aspect. Fiecare provocare pe care o întâlnești în viață este o oportunitate pentru tine să dobândești o conștientizare prețioasă pe care încă nu o ai. O provocare este o experiență cu o lecție de învățat. Odată învățată lecția, odată găsită soluția, va crește suma totală a cunoașterii sufletului tău, care te face mai puternic și îți va da un nivel mai bun de a trăi. Scopul unei provocări nu este să te omoare, este să te transforme, să te facă un om mai bun. Scopul unei acțiuni nu constă în ceea ce primești, ci în ceea ce devii pe parcurs. În ceea ce devii ajungând la acel obiectiv. Întreabă-te, ce îmi cere acest vis să devin? Ce îmi cere această provocare să devin? Trebuie cumva să gândesc altfel, să fiu mai perseverent, să fiu mai răbdător, mai atent, mai concentrat, mai disciplinat, mai sănătos, mai calm. Trebuie să dobândesc niște cunoștințe noi. Să am credință mai mare, să fiu mai curajos,
trebuie să înțelegi că în drumul tău spre a-ți îndeplini o dorință este necesar să simți fericirea. Nu trebuie să ai acel lucru ca să te poți simți bine, ca să fii fericit. De ce fericirea constă și în drumul până acolo și nu doar în obiectul dorinței tale? Pentru că suntem ființe ce evoluează și stă în natura noastră ca odată ce am atins un scop, am împlinit o dorință, să continuăm către următoarea. Suntem ființe de energie și energia este mereu în mișcare. Ca să trăiești înseamnă să continui să mergi înainte și să curgi. Când ne oprim, murim. Nimic nu se odihnește, totul este în mișcare. Scopul vieții este să crești. Viața fără progres devine de nesuportat. Ține minte, oricât de greu ți-ar fi în acest moment, oricât de mari ar fi problemele tale și panica în care te afli, trebuie să înțelegi că universul este darnic, pașnic, te ajută întotdeauna și vrea ca tu să reușești. Nu o să te lase nimeni niciodată să pici de tot. Întotdeauna ai o plasă de siguranță. Uită-te în trecut, în viața ta, de fiecare dată când ai trecut prin ceva mai puțin plăcut. Observă cum, chiar și în ultimul moment, ți se întinde o mână de ajutor. Cam atât a fost pentru astăzi din capitolul Legea Detașării. Sunt doar câteva fragmente, capitolul conține mai multe informații. Eu le-am ales pe câteva care mi-au plăcut mie atunci când am citit această carte. Ne vedem, ne auzim data viitoare.